Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, etalare special făcută pentru eclipsă, mesaje. O să, eu de data asta o să iau mesajele, cărțile în fața voastră și să vedeți cât durează, în fine. Aveți de ales între numărul 1, ar putea să fie, dar nu cred că e carmeul, totuși ceva pe nuanțe de roșu, da? Vedeți? Roșu. 2, ochiul de tigru. Care după ametist, cred că, da, nu e nici, nu știu, ametistul sau ochiul de tigru sunt preferatele mele. Și acest agat ar putea să fie, nu-mi dau seama, așa, gri, perl, foarte frumos, numărul 3, da? Vă puneți pauză, vă alegeți oricum aveți timp, pentru că eu o să încep în fața voastră să, ia să și pun acum, dar mi-am luat caietul ca să vedeți mai bine opțiunile, ia, așa. Poate ies în evidență și așa. Hai să vedem. Mesaje de la îngeri pentru voi. O dată, de două ori, de trei ori. Tai și au trei cărți. Pentru fiecare număr, câte una, da? Mesaje de eclipsă pentru voi. 1, 2 și 3. Acum, mi-am amestecat cărțile înainte să amestec acum, da? Încă o dată, amestecăm cărțile pentru călătoria iubirii sau către dragoste. Amestecăm cărțile să vedem ce mesaje primiți, primim, cu ocazia acestei eclipse foarte speciale, da? O dată, de două ori. În plus, acceptați o situație care trebuie să o acceptați. Pur și simplu, 55 înseamnă 10. E un soi de roata norocului, de schimbare, de situație, de energie. Acceptați trecutul și eventual, sau, eu știu, prezentul. Eu cred că e o situație de trio. Vedeți că e cineva în umbră și aici, pentru unii dintre voi, da? Și accesați o altă situație, foarte pasională, să zic, accesați-o și neconvențională, în moment, fiți în inima situației ca să o înțelegeți. Dar, încă o dată, o dată, de două ori, de trei ori, tăiem și luăm trei cărți. Iar apare acceptarea, trebuie să acceptați ceva. Să acceptați în sensul că asta e situația, da? Că sunteți îndrăgostiți, că nu mai sunteți, acceptați orice, că s-a terminat, că a început, acceptați, nu vă împotriviți. Și restul se va desfășura. Interesant, avem de-a face cu o poveste de dragoste pentru unii dintre voi. Hai să mai amestecăm o dată cărțile și pe acestea. O dată, de două ori, ceva a venit, imediat revedeți, aici le amestec, de trei ori, tăiem cărțile, sunteți la început de drum, 1. Această eclipsă va duce la început de drum într-o direcție. Poate să fie job, poate să fie casă, poate să fie copil, poate să fie, eu știu, poveste de dragoste, orice. Așa. Dar, interesant. Uf! Stai. Trebuie să vă eliberați 10 de spade, de suferință. La nivel colectiv mai trimitem așa mesaje. Acum, din seria Spiritul Animalelor, mai amestecăm un pic, o dată. Uf, alt mesaj în plus. Cineva vă pândește pe unii dintre voi, dar vă pândește, vă spionează, dar e niște emoții negative, ia, o dată, de două ori. Nu pentru toți, pentru cine o fi de trei ori. Unora le e frică de dragoste. Dacă sunteți voi, eliberați-vă de frică. Uh-huh.
Mare, mare pasiune. Hai, și avem clarificator în caz de nevoie. Ochidochi, da? Da, da, da. Hai să începem cu numărul 1. Cei care ați ales această piatră, vedeți mai bine, da? Pe alb. Mesaje de la îngeri. Opa! Corectitudinea, cinstea este esențială. Probabil vorbiți cu dragoste și cu adevăr. Cei care ați ales, voi poate că nu spuneți că aveți atracție, măcar atracție, rămâne de văzut dacă și sentimente față de cineva. Și persoana respectivă e pregătită să vă întoarcă spatele. Ce mai apare? Ring of Time, numărul 44, care de fapt înseamnă 8. Da? 8 înseamnă transformare, dar după cum arată titlul, cercurile timpului. Sunteți într-o karmă. Ține de cercurile saturniene. Unii dintre voi sunteți într-o karmă și experimentați numai relații în care ori ceilalți vă mint, ori voi nu arătați, nu neapărat că mințiți, dar nu arătați ce simțiți, ce gândiți pentru că ați fost trădați. E o experiență care vine din trecut și nu doar din trecutul acestei vieți, dar și din alte vieți. E o chestiune karmică, pentru că Saturn asta înseamnă karmă. Și cercurile lui sunt vestite. De fapt, vă învârtiți în cerc. 3 și cu 8, cât înseamnă? 11, nu? 11 ține de, pentru unii, nu pentru toată lumea, flăcările gemene, faza de început în care unul refuză dragostea, unul refuză schimbarea, celălalt încearcă să o ofere. Celălalt se duce cu sufletul deschis, îl pune pe tavă și persoana nepregătită, ce e aici? Persoana nepregătită întoarce spatele. Nu știu, niște scămuțe s-au agățat. Când cel care a oferit se satură de a oferi necondiționat și întoarce el sau ea spatele, celălalt își dă seama că a pierdut o ocazie foarte, foarte specială. E karma. Pentru că între flăcările gemene există multă karmă. Acum, nu e obligatoriu să aveți parte de flăcări gemene, că nu toată lumea are parte de așa ceva. Deși sunt vremurile care ne cheamă la o anumită cauză, misiune, direcție. Dar, aici este, să zic, cercul vicios în care vă învârtiți și pe care trebuie să-l, aici ajung, vorbeam de 11, pe care trebuie să-l rupeți. Pentru că 11 înseamnă iar justiția, justiția ține de karmă. Poate că aveți unii dintre voi planete în Capricorn, în balanță, că vorbeam de Saturn, poate chiar și în vărsător, justiția a venit ca și număr 11. Și ține de zodia, nu țin musai de să fixez pe chestia asta, dar o fi pentru unii semnale. Zodia balanței. Sau sunt chestiuni legale, contractuale, Saturn, balanță, iar căsnicii, contracte la locul de muncă, despre care nu vreți să vorbiți unei persoane care vă atrage foarte mult, dar tocmai lipsa comunicării sau a deschiderii, a vulnerabilității, determină cealaltă persoană să își întoarcă spatele. Acum poate să fie și invers, poate sunteți voi. Interesant, asul de spade, vorbeam de comunicare, iar semn de aer pentru unii dintre voi, marcaj puternic. Și dacă nu e vorba de marcaj, este chakra a câta? A cincea. A cincea, vișudi, a comunicării. Unii dintre voi trebuie să învățați să spuneți adevărul. Sau dacă nu, veți afla adevărul în legătură cu o situație karmică în care v-ați mințit, ați crezut că e bine, că eu știu ce ați crezut voi, că asta e. Ne mințim, ne păcălim, ne autosabotăm. E o pasiune. Oh, cosmic egg. Wow, ce chakra, ce altă chakra foarte puternică. Aveți chakra comunicării, a cincea, vișudi, și ultima chakra, coroana, numărul 7, seria simbolurilor alchimice, eterul. Hm.
Țineți foarte mult la un potențial, dar dacă țineți la modul obsesiv, gen saturnian, și nu exprimați voi sau cealaltă persoană de ce țineți, de ce aveți acest sentiment de atașament, de ce nu vă arătați intențiile sau de ce nu-și arată intențiile, vedeți unde sunteți, da? Riscați să transformați acest potențial într-o mare karmă. Pentru că șarpele este și tentație, dar poate să fie și creștere spirituală. Depinde unde sunteți. Kundalini poate să meargă în jos sau în sus. Dacă merge în jos, vai de voi. Vai de voi, rămâneți cu o obsesie sexuală pentru cineva sau cealaltă persoană rămâne cu o obsesie sexuală. Se fixează Kundalini doar pe primele două chakre și este beleavă. Spun din ce am mai citit și eu. Hai să mai vedem ce alte mesaje primiți în mod special. Ocazia acestei eclipse. Mesaje. Adică, poate veți primi mesaje sau 10 de cupe, 8 de monede. Da, cineva este foarte îndrăgostit de voi sau voi de ei, vedeți unde sunteți, 10 cupe. 10, domnule, nu 2, nu 3, nu 9, sunt 10. Dar situația riscă să se încheie dacă nu se depune efort consistent, muncă, 8 de monede. Poate unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă al unuia dintre voi, însă este nevoie de muncă, de implicare, 8 de monede. A, interesant, eu citeam 8, dar de fapt sunt 7. 7, 7, iar număr karmic. Dar rămâne mesajul cum l-am transmis și mai devreme. 7, de fapt, înseamnă o oarecare precauție, o dorință de a investi, dar nu este suficient să leg de primul mesaj să investești, trebuie să și muncești, pentru că doar dacă ai depus niște bani în bancă, nu faci nimic doar cu, nu știu ce, plus, care apare din când în când, o dată pe an sau la lună, da? Așadar, este, oh, ce frumos, ce frumos, da. 7, 7 de bâte și împărăteasă. Împărăteasa ar putea să fie această femeie care întoarce spatele unei oferte, unei persoane, nu neapărat unei oferte, unei pasiuni. Pentru că persoana, cu trandafirul, evident, nu își arată fața, nu își exprimă sentimentele. Ochii sunt oglinda sufletului. Nu vrea să se vadă ce în sufletul său. Și da, și a și venit mesajul. Cinstea este esențială, adevărul este foarte important. Împărăteasa e aici, o energie foarte înaltă. Împărăteasa reprezintă energia feminină, este oul, da? Energia masculină este reprezentată, după cum vedeți, de șarpe. Și asta am spus mai devreme. Dacă energia masculină continuă să fie posesivă, posesiv, energia e posesivă, da? Și să nu arate ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum își dorește să investească, cum ar vede, ce viziuni are în viitor în legătură cu această relație. Dacă nu comunică corect și deschis, șarpele devine posesiv, devine o tentație, devine o intoxicare nesănătoasă. Obsesie, am zis. Dacă persoana în cauză, voi sau altă persoană, îndrăznește, face acest efort să spună ce simte, și zic efort pentru că pentru unii, într-adevăr, e neplăcut. Dacă au fost răniți, dacă au fost educați într-un anume fel, ține foarte mult de educația de acasă, da? Nu-i scuzăm, dar astea sunt motivele. Dacă se comunică corect, există șanse. Există șanse de a se debloca, pentru că aici, la 7 de bâte, împărăteasa pune bariere personale.
Femeia divină. Vorbim aici de împărăteasă, de femeia divină. De o energie feminină lucidă, corectă, plecată spre creștere, spre abundență. Și atunci, dacă este tratată incorrect, că vorbeam de justiție, tot acest potențial, această fericire, rămâne în așteptare din cauza lipsei de comunicare, din cauza karmei nerezolvată, nevindecată, și va manifesta blocajele, 7 de bâte. Împărăteasa orientându-se într-o nouă direcție. Poate sunteți voi. Vreți să vă eliberați de o poveste în care ați fost mințiți, mințite, și vreți să vă duceți într-o nouă direcție, dar și în noua direcție trebuie să țineți cont de experiențele trecutului, apropo de Ring of Time, da? Ce ați învățat? Că trebuie să fiți corecți, no matter what. Nu contează. Doare, nu doare, e plăcut, vă face plăcere, vă e jenă. Toți am fost mințiți, toți am fost răniți, așadar n-ar trebui să vă fie jenă. Și zic, dacă se comunică deschis, corect, din suflet, din suflet, această investiție poate să ducă la o mare abundență. Împărăteasa reprezintă culmea succesului, al sporului, al productivității. Și atunci blocajele nu mai sunt blocaje, este un nou potențial. Manifestați acest as de bâte în cele 7 bâte. Cele 3, da, 3 deoparte, 3 deoparte, da. Cele 6 se dau deoparte, 3 și 3, separați, nu știu, niște drumuri, găsiți, dacă e o relație la distanță, că mă duc cu gândul la 3 de bâte, dacă e o relație la distanță, găsiți un numitor comun, un, eu știu, un punct în care să fiți amândoi în acord sau la jumatea distanței, cum ar veni. Dintr-o perspectivă. Dintr-o perspectivă. Ia uite, roata norocului, că vorbeam de 10, da? Roata norocului. Iar 2 și 2. 2 de bâte, 2 de spade. Trebuie să alegeți. Voi sau cealaltă persoană. Comunicarea corectă. Oricum, dacă persoana care v-a mințit rămâne în karmă și nu se deschide, voi sunteți hotărâți, da? Să crește spiritual, dar manifestând o nouă pasiune, blocând sau exprimând bariere personale față de cei care nu se implică, stau, se gândesc, cântăresc, sunt cam obosiți la 7 de monede, ar munci, dar n-ar munci, încă stau să evolueze valoarea proiectului. Și proiectul reprezintă chiar împărăteasa, pardon, chakra 7, asul de spade, e un proiect victorios, da? Dacă nu vede din cauza măștii, e problema lor. Și dacă vrei să-i lăsați în spate, aveți oportunitate, aveți șansa să vă găsiți o nouă cale. Mai că pe astea deja, dacă le folosesc, sunt prea multe. Astea micuțe le las deoparte pentru clarificări. Cam atâtica, zic eu. Mai fac și pentru lună nouă. Încă o etalare. Am zis asta mai fugăță. Numărul 2, vai, știți, v-am zis, iubesc, ador ochiul de tigru. După ametist, nu știu. Am avut un inel, trebuie neapărat să mai fac încă un inel. Asta e medalion. Wow. Vedeți? Am mai avut și brățare, dar nu erau tăiate ca lumea. Nu erau tăiate frumos. Hai să vedem mesaje. Alegeți dragostea, dragii mei. Întotdeauna avem de ales ceva, de-aia îmi plac etalările la alegere, pentru că alegem conform stării noastre. Nu vă place? Asta e problema voastră. Ca în filmul acela Matrix, parcă. Pastila roșie, pastila albastră. Alegeți ceva și vă asumați alegerea. Alegeți dragostea. 2 și cu 1, 3. Împărăteasa, 2. Dar 2 înseamnă marea preoteasă. Intuiția vă spune că e cazul să o luați de la, nu neapărat 0, de la 1, să manifestați ceva. Și ce? În primul rând, alegerile pe care le faceți, le faceți cu dragoste, și prima alegere care este, cum să zic, prima pe listă trebuie să fiți voi. Bărbați, femei, nu contează. Prima persoană pe listă. Drop into your heart. Frumos. Coborâți, intrați în inima voastră. Acolo este
o picătură care este asemenea oceanului. Eu nu știu, acum îl uit versul, dar era un vers frumos din Rumi, legat de, puteți să tastați pe internet, Drop Ocean, Rumi, și o să găsiți mesajul pe care trebuie să-l găsiți voi. 6 și cu 8. Cât ar fi, dragii mei? 14. Temperanță, vă vindecați, acolo în sufletul vostru vă vindecați. Și e bine să faceți această alegere spre sănătatea voastră, spre echilibrul vostru, spre creșterea voastră spirituală. De-aia am zis, voi sunteți prioritari. Și în momentul în care simțiți că vă redresați după o situație, alegeți eventual o nouă direcție, o nouă persoană, dar în momentul în care sunteți vindecați. Imediat o să mai vedem. 4 de pământ. Sunteți prea prinși în multe responsabilități. Chiar dacă lucrați la creșterea voastră spirituală, chiar dacă sunteți oameni sensibili, dar interesant că ați ales ochiul de tigru, da? Care mie îmi place. Asta înseamnă că aveți încredere, că aveți energie, că sunteți bătăioși, unii dintre voi, dar prea multe responsabilități. Iar 4 de pământ pentru mine reprezintă relații karmice cu familia, cu cei de la serviciu, poate cu alte persoane. Prieten sau neprieten, da? Aveți multe de făcut și ceasul se învârte, timpul trece și aolo, a venit timpul să mă duc acolo. Mai stați, mai faceți ceva treabă, iar aolo, iar a venit, așa sunt și eu, vă înțeleg. Dar faceți-vă timp pentru sufletul vostru, pentru că timpul trece. Timpul trece. Alegeți dragostea, alegeți să vă bucurați de dragoste, de viață, că de fapt asta înseamnă, da? De prieten, dragostea reprezintă și natura. Ah, frumos, steaua într-o formă sau alta. Este, aduce, da, steaua și cu ce am zis mai devreme, cu 14, temperanța, da? Aveți nevoie de un timp, doar al vostru. Ca să vă vindecați, să vă reconectați la credința pe care poate unii dintre voi ați pierdut-o când ați ales eventual greșit. Adică să nu faceți alegerile din frică, din stres, din prea multă iertare, prea multă toleranță, nu, din dragoste. Da, dragoste aduce și iertare, aduce și temperanță, dar în primul și în primul rând trebuie să vă iubiți pe voi. Aș vrea să și clarific. Trei de monede. Puteți să... Trei și patru de pământ. Dacă faceți alegerile din dragoste, orice obstacol apare în calea construcțiilor voastre este nesemnificativ, pentru că aveți energie, aveți resursele, aveți fluidul de care este nevoie. Opa, împăratul. Hai, ia, mai dă. Cineva, ops, e obsedat. Cineva e obsedat. Diavolul și... Asta ce este? Valetul de cupe. E obsedată persoana aceasta să vorbească, să-și exprime emoțiile. Poate să-și ceară niște scuze. Acest personaj, energie masculină, am observat, poate nu sunteți voi, poate sunt ei. Poate sunt ei, pentru că aici avem energii foarte frumoase. Steaua, temperanța, dragostea, da? Feminine. De apă. Și aici energie de pământ. Și am început iar cu pământ și împăratul, poate să fie pământ sau foc. 4, 4, da? E o energie foarte încăpățânată. Aveți de-a face cu un bărbat. Poartă sau nu poartă ochelari, variază. Dar care are timpul foarte... Time is money, da? Pentru ei, time is money. Contracte, colaborări. Și probabil acest personaj nu știe să aleagă. Din dragoste. E problema lor. Voi alegeți pentru voi din dragoste. Dacă ei nu vă aleg, dacă ei nu aleg dragostea voastră, este problema lor. Vindecați-vă și voi mergeți către o altă direcție care vă va aduce și vouă stabilitate, eventual un
personaj care vă merită, care se implică. Adică, dragii mei, pe pământul acesta n-a fost doar un singur împărat, au mai fost și alți împărați. Împăratul roșu, împăratul verde, da, împăratul de la răsărit. Și la un moment dat toți conduceau în același timp. Magicianul. Acest personaj vrea să manifeste ceva, este foarte supărat, ar vrea să vină, dar are o stare de frică, de decepție, probabil că v-a dezamăgit sau are niște, sau este dor de voi. Ia să mai pun ce mai zice. Mesaje de eclipsă, 5 de bâte, da, vrea să se lupte, 5 de bâte, băi, să dea în toți, stânga-dreapta, care stau în calea dorințelor sale. Dar voi faceți la fel. Dacă acești oameni vin la voi din ambiție, aici ascultați-vă inima, dragii mei. Drop into your heart. Ascultați-vă inima. Rugați-vă. E lună nouă, e eclipsă. Ascultați-vă intuiția apropo de doi și de unul pe care îl revedem, da? Și trei într-o altă formă. Comunicare, creștere. Ascultați-vă intuiția. Dacă personajul care se anunță în viața voastră vine doar din ambiție, să vă aibă din gelozie, în ce sens să vă aibă? Să colaboreze, să creeze ceva, să poate să manifeste un soi de stabilitate, rămâne de văzut. Și ce acceptați voi? Voi trebuie să alegeți. Că vine, că nu vine, că vă oferă, că se luptă. Voi trebuie să alegeți la capătul setului de cărți, trei de cupe. Și? Uite, pasiune nebună. Am văzut și diavolul. Pasiune nebună. Regele de bâte. Eventual acest personaj ar dori să iasă din ritmul său de zi cu zi ca să se implice și să manifeste ceva cu voi. E un unu totuși. Să-și manifeste dorințele. Dar, repet, fiți atenți. Fiți atenți. Iată, mai dăm o carte pentru acest magician. Dragile mele și dragii mei, nu vă bucurați. Când vine cineva să vă facă cine știe ce oferte, da, e drăguț să apreciez ofertele altora, dar eu, de ce vrea? Doctor. Asta înseamnă cavalerul, nu? Cavalerul de bâte. Vine, pleacă. In, out of love. Asta era Armin, parcă. Armin? Era o melodie frumoasă. In and out of love. Ah, și cu o cântăreață de la Within Temptation, parcă, da. Ba e îndrăgostit. Și cavalerul de bâte vrea ce vrea. Știți voi ce vrea cavalerul de bâte? Vrea bâte. De ce? Pentru că sunteți independente. Sau independenți. Cineva aici este independent și deranjează. E acest împărat care vrea să aibă controlul. Da, pentru acest împărat este o mare, mare pasiune, asul de bâte, reapare și 10 de bâte. I s-au aprins călcâiri într-o formă sau alta și această pasiune, că am văzut-o și prin diavolul, devine obsedantă, apăsătoare, le distrage atenția de la lucru, Și vorba aia, atâta programări, atâta de făcut, la ora 5 mă duc la fitness, la 6 mă duc să, eu știu ce, să iau copilul de la grădiniță, zic și eu. La 7 am interviu, la 8 semnesc contracte, eu știu, glumesc, da? Timpul este bani pentru acest personaj. Iată și pe acest împărat. Interesant. Doi de spade și moartea.
Vedeți? Voi ați ales choose, voi ați ales dragoste, ați ales să vă iubiți, să intrați în sufletul vostru, să vă vindecați, să vă urmați calea spirituală și bine faceți, dacă n-ați ales, așa trebuie să faceți, da? Să puneți capăt unei situații, poate chiar de triunghi, poate nu e amoros, poate oferă prea mult timp, că tot are nevoie time is money, da? De bani în bancă, în cont, eu știu ce. N-are timp de voi, că muncește prea mult și vine prea obosit. Ok, n-ai timp, pa, îmi văd de steaua mea. Da? M-a spus capăt acestei relații. Ei, și acest personaj vrea să vină magicianul, da? Vrea să vină să manifeste ceva. Da, voi ați spus capăt pentru că voi vreți dragoste, da? Regele de cupe. Vreți dragoste, vreți victorie, vreți să vă transformați, da? Vreți stabilitate. Ia uite, marele preu și stea, vreți stabilitate, stea avem aici, da? Să creșteți spiritual, să vă duceți înspre oameni cu care puteți discuta, cu care puteți și veți găsi. Mai dăm o carte pe 5 de bâte, am simțit nevoia să clarific la voi mai mult. Ia uite, 4 de spade, analizați, ia uite. 4 de spade, analizați-le, accesele, conflictele. Dacă aveți conflicte interioare, temperați-vă, pentru că trebuie să vă calmați și să alegeți dragostea. Dragostea față de voi înșivă. Dragostea față de cei cu care relaționați și ca să aveți relații în armonie, trebuie să fiți și voi în armonie și asta înseamnă să renunțați la tot ce vă dezechilibrează. Un personaj aici foarte încăpățânat. Tic. Cam așa ar fi. Cam așa ar fi. Alt patru, vedeți? Ascultați-vă intuiția. Suntem încă săptămâna luminată, ieri a fost izvorul tămăduirii, încă bat clopotele, ne avertizează să alegem dragostea. Calea este dragostea, calea este în noi, prin noi, da? Și prin ceea ce manifestăm. Dacă voi sunteți aici, la 4D, monede, la împăratul și știți că s-a încheiat ceva, învățați să alegeți din dragoste. Să manifestați o nouă pasiune, eventual să vă duceți către oamenii care vă atrag, sunt creativi, vă transformă într-un mod creativ viața. Vă vindecă tendințele conflictuale, agresive. Vă calmează mintea în contextul unor, să zic, conflicte. Pot să fie și la locul de muncă, concurență, 5 de bâte, trebuie tot timpul să fiți în, știu, în... într-un anumit ritm. Dacă știți că sunteți aici, muncind tot timpul, pe drumuri, da? Ca să vă găsiți stabilitatea, ca să fiți, eu știu, bărbați în casă, tată, frate, soț, ce mai fi, fiu, nu cel risipitor, cel care asigură stabilitatea casei, da? Măi, alegeți-vă pe voi. Lăsați toate aceste lucruri în urmă, da? Și manifestați, repet, un nou proiect. Un nou proiect care reprezintă, de fapt, un hobby care vă poate duce pe culmea gloriei. Dar asta pentru că la alegeți, da? Alegeți din dragoste, nu din responsabilitate, din dorința de a avea controlul, da? 4 și 4. Dacă e un personaj, mergeți către oamenii care vă stimulează dragostea, creativitatea, vă transformă în bine. Vă înfloresc, da? Nu vă sufocă. Ia uite, aici nu vă ofilesc. Cam asta ar fi. Vedeți unde sunteți? Am încercat să spun din ambele perspective. Da, veți trăi și veți vedea. Ce și cum se manifestă. Hai să vedem numărul 3, cei care ați ales acest gri foarte frumos. Agate. Cred că e agate. Oh, ce frumos. Considerați fundația pusă. Ia să vedem cum legăm mesajul. Oh, vreți să vă căsătoriți?
Cineva vrea să se căsătorească cu voi? Probabil că are casă mare, își face casă. 5. Interesant, mă duce cu gândul la marele preot. Și aici avem și o mireasă care se oferă. Se oferă. Mare grijă cu oferta asta așa, gratis. Se oferă. Oh, heaven and earth. Mamă, dar ce căsătorie de succes. Visează cineva la o căsătorie de succes? Sau își dorește să manifeste cu voi o căsătorie, da? În care vă veți simți ca în rai. Ia uite, ce casă, raiul pe pământ. Poate că veți întâlni o persoană bogată, dar 7 de pământ. Pentru acest lucru a trebuit să așteptați foarte mult ca niște lucruri să se transforme, niște oameni să schimbe niște vechi obiceiuri, poate și voi și ei, poate și acum mai aveți de așteptat. E o lecție acolo. Este Saturn, sunt lecții spirituale. Și vorbim de spiritualitate și la Marele Preot, la acești 5. Și cum poți să integrezi spiritualitatea sau fericirea aceea absolută într-o lume sau într-un mediu în care poți să ai parte și de abundență fizică. Sunt niște chestiuni. 4 cu 3 nu înseamnă tot 7, iar 7. Și 7 duce și mă duce cu gândul și la faeton. Probabil că e distanță între voi. Între voi și cineva care vă dorește în casa lor, își dorește să facă casă cu voi, să fie căsătoriți, să locuiți, sau măcar să locuiți împreună. Dar vă totuși văz și vedeți și voi o mireasă, da? Plină de pasiune. Cineva consideră că vă poate oferi raiul pe pământ. Și pregătește lucruri. Să vedem. Acum, ce ar mai fi de spus? Dacă e vorba de creșterea voastră spirituală, deja ați pus o fundație foarte rezistentă. Ce spune aici? Priviți ce angajați sunteți în dragoste și în dragostea față de voi, în creștere spirituală, probabil că și în relațiile pe care le manifestați, sunteți oameni fidel, oameni pe care se poate baza o om. Vorbeam și apare 8, 10 de spade, probabil că de-aia a fost așteptarea ca cineva să încheie, sau poate ambii separat, sau doar unul, să încheie un ciclu de mari trădări, dureri, suferințe. Și apare regele de bâte. Probabil că energia masculină a trebuit să se transforme și a trebuit ceva timp. Iar apare ideea de șarpe, de eliberarea de vechea piele, vechile obiceiuri, vechile karme sau relații. Dar pasiune este, ori un bărbat, ori o mare pasiune pentru voi și îi este dor de voi. Și vă vede, repet, în casa lor, ca și mireasa lor. Ori invers. Hai să mai vedem, mai clarificăm. Iar a apărut, ați văzut, v-am arătat-o? Apare, înseamnă că, într-adevăr, un sentiment de abandon, poate acest personaj a plecat la un moment dat din viața voastră, e distanță, că tot am vorbit de faetonul, de distanță, dar distanța a fost de ajutor pentru că fiecare și-a văzut lecțiile sale karmice. Și, ia uite, la capătul setului de cărți, asul de bâte. Pasiunea s-a menținut de la distanță, cel puțin din partea unei persoane. Uf! Ce sunt astea? Alte mesaje? Ce alte mesaje de eclipsă? Șapte de bâte, iar 7 și la voi se repetă acest număr. Mamă, ia uitați, două suflete perechi separate de niște evenimente bruște.
Poate cineva s-a despărțit, se separă de o casă și își păstrează din moștenire doar o parte că să-și pună fundația în altă parte, înțelegeți, în altă zonă cu altcineva. Dar după această separare, care a dus multă suferință, multe transformări la nivel personal, schimbări peste schimbări, peste schimbări de piei, ca să se construiască această floare superbă, această legătură, că e o țesătură, o legătură spirituală între voi, da, trebuie să așteptați. Dar separarea a fost necesară, turnul. Și după această separare veți fi noi, veți fi unii dintre voi sau cineva se gândește, aici este căsătorie fericită, cineva se gândește că împreună veți fi fericiți. Dacă s-au separat de alte persoane, împreună veți fi fericiți. Așa gândesc ei. Sau voi veți descoperi, veți întâlni acest personaj. Ce mai e asta? Luna. Stai. Regele de spade, 4. Da. Acest. Apropo de lună, de eclipsă de lună, da? Luna. 4 de monede. În primul și în primul rând, acest personaj ține foarte mult la voi, dar nu vrea să arate, nu vrea. Probabil că nici nu a permis situația. Interesant că iar la capătul setului de cărți apar 2 de cupe și 2 de monede, o transformare, dorința de a manifesta transformare în această legătură de suflet. Foarte interesant și vorbeam în continuare, apare și judecata. Se dorește o împăcare, aș spune. Și dacă nu e împăcare, e un personaj care poate nu a exprimat suficient cât ține la voi, regele de spade. Nu zic de semn de aer, de foc, de nu pe asta mă fixez. Inteligent, rațional, dar care am senzația că v-a urmărit din umbră cât timp și-a rezolvat aceste eliberări și voi și ei de probleme, de suferință, de karme, v-au urmărit. Au ținut la voi cu 4 de monede, țin în continuare la voi, dar nu arată cu luna. Dar intuiția le spune că veți fi fericiți, heaven and earth, da? Că veți fi mireasa lor cândva, că veți avea o casă sau voi, intuiția voastră, vă spune, măi, eu cred, eu simt că o să fiu cu acest personaj mai devreme sau mai târziu, ceva de genul acesta. Și 7 de bâte sugerează într-adevăr și un blocaj. Dar aș spune că e un blocaj temporar, pentru că eu în acest 7 de bâte văd și un as. As de bâte. Și victorie. Victorie și as. Un început care va aduce victorii. După o perioadă de abandon, de tristețe, de lacrimi, în care veți avea impresia că sentimentele lor s-au ofilit, că nu mai simt nimic și de fapt nu, ei au simțit tot timpul pasiune, comunicarea aceasta telepatică dintre două suflete, ia uite, perechi care se transformă în paralel și se manifestă această și soarele și se manifestă, da? Da. E o pasiune care nu a fost împărtășită încă. Repet, din cauza unor karme, din cauza unor situații care trebuiau rezolvate în timp, în curând, probabil că veți afla, vă veți întâlni. Nu văd cărți totuși care să exprime comunicarea și întâlnirea, dar poate că în câteva luni veți simți cum se așează și poate apar în alte etalări. Ideea de comunicare, de mișcare.
dar deocamdată aici așa apare mesajul că. Dacă aveți răbdare, veți întâlni persoana potrivită. Ia, simt nevoie să mai fac o... să mai adaug o nuanță la această poveste. Dacă voi v-ați simțit trădați, trădate, din cauza unui personaj, aici avem spade și spade rece, acasă sau... eu știu, poate căsătorit, căsătorită sau poate în viața voastră de, eu știu, părinți, rude, da? E o legătură karmică în care au fost secrete, confuzii și toate acestea au adăugat suferință, poate și o comunicare mai specială, da? Aceasta ar putea să fie o etapă de care vă eliberați, am schimbat un pic, repet, nuanța și mesajul. Și dacă aveți răbdare cu acest 7 de monede și 7 de bâte și blocați, puneți granițe personale în calea celor care v-au făcut să suferiți și v-au abandonat, dacă faceți toate aceste lucruri, vă veți regăsi încrederea în voi, asul de bâte, și vă veți atrage un bărbat sau un partener, parteneră, care vi se potrivește. Care este expresiv, este cald, dorește să se implice, dorește să creeze, pentru că bâtele sunt creatoare, creative. Care își asumă această creație, raiul pe pământ, cu care puteți crește. Da? Sufletul vostru pereche. Dacă blocați pe cine trebuie, vedeți, eu cred că merg ambele pentru anumite persoane, sunt situații și situații. Ar fi totuși ceva de... Acestea au venit așa. Clarificăm totuși 5 de monede. O clarificare aș vrea. Că trebuie să aveți răbdare. Da? Ia uite și vorbeam de răbdare, de eremit, de tăcere. Da, aici asta este clar. Dacă cineva va abandona, să știți că este spre folosul vostru și al lor. Este o lecție spirituală, cineva trebuie să-și facă... să-și găsească lumina, să-și facă lucrarea aceea de umbră, shadow work, și să-și descopere spiritualitatea. Așadar, dacă, doamnelor, sunteți încă singuri, aveți încredere că vine personajul potrivit pentru voi. Acesta trebuie să-și găsească lumina, pentru că dacă vine în întuneric, ce faceți? Nu-i bine deloc. Așadar, aveți răbdare, aveți încredere. Și 7 de bute... de bătă. Este un turn, o separare de cineva care blochează și un zero care a venit invers. Da. Iar e o separare. Și un început care întârzie. Zero e un început, da? Întârzie. Dar, repet, întârzie pentru că aveți niște lecții de învățat. Eliberarea de suferință, regăsirea încrederii în voi, voi, ei, da? Și unul și altul. Lecții spirituale. Da. O, ce frumos! La capătul setului de cărți, asul de cupe. Da, va fi dragoste. Dar, prin câte trebuie, uite, și renaștere, da? Și temperanță, trebuie să aveți răbdare, da? Trebuie să aveți răbdare că sunt multe de vindecat, e o relație cu multe.
interesant ce simt. Poate această carte reprezintă o dorință veche dintr-o altă viață. E un vis. Da? Și până se manifestă visurile, unor durează ani de zile. Dar lucrurile se așează. Universul lucrează să le așeze corect și frumos pentru voi. Trebuie să aveți credință. Heaven and earth. Unii dintre voi, concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală, eliberarea de ce am zis, ce știți și voi că mai trebuie eliberat, ca să puteți să trăiți acest rai pe pământ. Asta e un soi de vibrație de 5D în 3D. Da? Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut și mai vine și la următoarele etalări. Vă pup numai bine, ceau, ceau!